Cum? Pleci pe mama lui Isaac. Păi despre ea vorbesc. Despre Estera. A, sora, eu, crezut că... Da, Isaac este copilul ei. Am înțeles, da. Am înțeles. Și ce, nu te-ar părâ? Cine? Isaac? Sora, da. Nu, păi dar știe, i-am spus, vezi că o iau pe mami și plecăm 2 săptămâni. De asta zic, te-ar părâ dacă te-ai întâlnit cu Johnny Depp acolo și... Dacă m-ar părâ? Nu te-ar părâ. Dragă, dar postez eu direct ce trebuie. Dar bravo, mă, că asta nu e o chestie pe care să o ții pentru tine, ești nebun. Corect, e ca naufragiatul care rămăsese cu o singură femeie, mă, dar a pus o să tundă. Nu mă supăr să zică. Mă, dar și Răzvan cum a... Tot ce pot să vă spun este că vă promit solemn că n-am să ratez nicio petrecere de pe malul oceanului. N-am nicio problemă, așa să faci, dar trebuie să empatizezi și cu un suflet rătăcit pe aici, păi pe la noi, prin platou. Păi da, sun așa cu FaceTime, o să zic ce faci, dragă, spor la lucru. Crede el că-ți merge ție FaceTime. Voi credeți că așa ușor să-ți duci crucea, să te duci până în Maldiva, atâta adevărat. Drum. Bă, nu, chiar stai greu. 2 săptămâni în căldurile alea. Da. La vreo 2500 pe noapte, dacă e ceva, sau chiar 5000, dacă... Păi da, dar eu nu plătesc nimic, asta e treaba. Nu plătești? S-a ținut de cuvânt omul ăla? Da. Nu cred. Ba da. Dar omul ăla nu se dă de la tine puțin? Am încheiat ultimele detalii, dar despre datele în care urmează să plecăm și mi-a scris așa foarte drăguț că ne vor trata ca pe niște VIP-uri top. Dar nu se dă, auzi, nu se dădea puțin la tine și el? Nu, sunt foarte drăguți. Nu, mă, sunt cu neveste, cu copii. Nu, nu, că ne știm, n-are. Nu. Așa mi-ai zis de atât. E un copil, dacă îl vezi, zici că are 15-16 ani de mai mult. Dar nu. Nu mi-ai zis tu mie că Răzvan era gelos? Dragă. Cum? Nu mi-ai zis că Răzvan era gelos, că și omul ăla să... A, păi da, pe altul, la alt resort. Păi liniștește-ne, mă. Pentru trecut am fost în 3 resorturi. E urzea la resorturilor. Da. Și sunt îndepărtate resorturile. Hai cum să ajungi. Tot la 3, dar la alte 3. Că s-au deschis 2 noi, la unul la care am fost anul trecut. Unul a luat și foc. Va merge la Jon Snow, că ăla e personaj bun, nu merge la... Cred că la care a luat foc, de fapt, era ăla la care se dădea omul la tine și a trimis Răzvanul. O săgeată de aia cu flăcă. A trimis piticul cu arbaleta. De, în iunie se va întâmpla treaba asta. Înțeleg, da, că până atunci tragi cam tare să te 24 tonifici. Sau 25 plecăm. Ori pe 24, ori pe 25. Da, ăla e. Și până atunci te tonifici. Bă, ce viață. Până atunci muncesc, până atunci avem concerte multe, aproape în fiecare zi, mai ales în luna mai arhiplină. Pregătesc până atunci următoarele piese și... Și sora ta le ia și pe cel mic? Nu, dragă, mergem singure. Singure. Fără băieți, fără copii. Îi lăsăm acasă. Câte petreceri sunt acolo pe Cum? Câte petreceri? Dar o să fie vacanța vieții noastre. Pentru că ele deja, una are 3 fete, cealaltă are 2 băieți. Eu cine știe, peste 2-3 ani urmează să fac și eu și nu o să mai avem când să plecăm. Și e prima vacanța noastră împreună. Deci e o fel de petrecere a burlăcițelor, cum ar veni. Da. Și mai ales că în luna iunie este și ziua mea și a surorii mele cele mai mari. Și atunci o vom petrece acolo împreună. Dar cât stați? 2 săptămâni, dragă. 2 săptămâni. Da. Să se foarte fain, abia aștept, sunt foarte entuziasmată. Tu cum ai fi? Ce? Tu cum ai fi în locul Răzvan? Bă, eu am șprițul, adică... Bucuros, eu, da, da, bucuros. Am șprițul, adică... Bucuros. Că n-are treabă, promit să mă ocup de Răzvan în perioada aia. Să-l sun, să-l scot la boschetărie, să mergem la restaurant. Adică nu-i problemă, da. Nu-i ridica moralul, nu. Să nu crezi că o să-i fie greu. E foarte bucuros pentru noi, serios, chiar are treabă. Se bucură mult. Cine nu e bucuros când pleacă nevasta de acasă 2 săptămâni? Asta zic, el s-ar bucura să fiu mută. Mai ales dacă plec 2 săptămâni, slavă Domnului, ducă să eu trăi. Eu mă mai duc din când în când la agenții de turism, le dau banilor ăla, să zic că a câștigat ea o promoție, să-i dai SMS. Doamna Bordea, incredibil, 3 zile la Milano. Băi, ești proști, și vine la mine, uite, singură, singură, fără singură, da. E musai singură, că așa e promoția, deci. Avem, da, exact, nu putem să susținem. 3 zile ca 3 zile, dar Răzvan, dacă a plătit el 2 săptămâni să plec. Bă, pentru șpriț. Da. A plătit? Păi n-ai zis că nu te-a costat nimic? No, nu, dacă zice că dacă el a vorbit de fapt cu resort. A, bravo, da. Lasă, mă, ce? Ce băiat ar fi? Că pentru ea ar fi ce băiat ar fi? Știi care e soția perfectă? Aia mută, nu zic nimic. Da. Ce idee bună, da. Băi, dar mută, dar ce ai mai cântat atunci? Da, prin semne. Ca să venim și la uile noastre. Mai nou, mută-nemută cânti cu WhatsApp. Da, nu? Cu domnul Bații pe care vă între timp nu prea mai vedea. Adică un muta și corbu. Cum ar veni, glumesc, nu? Da, vreau să-l salut dacă se uite acum la noi. Să se uite și da, să ne și vadă este. Bine. Am făcut o piesă împreună. Eu îmi doream de foarte mult timp să fac o piesă cu el. Cred că sunt cam 5-6 ani de zile. Într-un final, Marius Moga s-a gândit la noi doi și a făcut piesa asta frumoasă și vreau să-i mulțumesc tare.